Bună seara, dragi prieteni! Suntem din nou împreună la Provocările Vieții, în dorința noastră de a răspunde întrebărilor, dilemelor, dar și problemelor dumneavoastră. În emisiunea de față vom aborda o temă mai sensibilă, poate că nu are o incidență atât de mare și totuși sunt oameni care se confruntă cu această tulburare. Da, este vorba despre tulburarea bipolară, despre care vom discuta împreună cu medic psihiatru și psihoterapeut Gabriela Bondoc. Mă bucur de o nouă întâlnire la Provocările Vieții. Eu mă bucur de invitația primită. Încă o mențiune pentru telespectatorii noștri, sunteți manager general al clinicii HOPE și aveți și un program special de abordare, de tratare a tulburării bipolare, un program numit Navigând între poli. Vom ajunge și acolo și cred că este important să vorbim despre aceasta, tocmai pentru ca acei telespectatori, acei ascultători care se confruntă, au auzit despre persoane care au astfel de probleme, să știe încotro să se îndrepte. Dar ce este tulburarea bipolară? Tulburarea bipolară este o formă de afecțiune în care aspectul biologic sau genetic este foarte important și care este caracterizat printr-o alternare între perioade în care persoana se poate simți foarte tristă și vorbim de o tristețe cu o mare și o profundă lipsă de energie, alternând cu perioade în care este extrem de plin de energie, care nu înseamnă neapărat vesel, ci poate fi nervos sau chiar euforic, și în care o persoană poate să facă lucruri impulsive, să fie agitat, să se miște sau să facă lucruri care nu sunt foarte înțelepte, ca să zic așa. Între aceste episoade, persoana are un comportament firesc, normal și nu e niciun fel diferit de persoanele din jurul său. Deci ceea ce îmi dau seama, o persoană care poate avea un astfel de diagnostic, în principiu este și o persoană funcțională, adică are un loc de muncă, poate avea o familie sau chiar are o familie, este printre noi, este cel pe care îl prindem în perioadele bune și cu care ne înțelegem bine, dar este și cel de care în anumite perioade nu știm să ne ferim, cam așa? Nu știu dacă trebuie să ne ferim, cât mai degrabă să ne mirăm că este altfel decât cum știm în mod obișnuit și să ne gândim cum am putea să-l ajutăm mai bine. Tulburarea bipolară afectează un număr destul de mare de oameni. Nu vorbim de o raritate biologică, de o raritate, de o malformație genetică extrem de rară, ci vorbim de o tulburare care, în toate formele ei, ajunge aproape la 6% din populație. 6%? Adică sunt oameni, așa cum spuneam, cu care nu ne putem întâlni. Sigur că vorbim aici de totalitatea formelor de tulburare bipolară, pentru că varianta e cea mai severă, așa numită tulburare bipolară de tip 1, are o frecvență redusă, undeva în jur de 1,5%. Dar vorbim de un spectru al tulburării bipolare și atunci există forme mai ușoare, forme în care episoadele depresive sunt mai ușoare sau episoadele, așa zis, maniacale sunt mai ușoare. Și în întregimea lor, acest spectru al tulburării bipolare ajunge să fie aproape de 6%. Chiar la acest sfârșit de săptămână m-am întâlnit cu o veche cunoștință care îmi spunea că în sfârșit a realizat și a dat seama că soțul ei are un astfel de diagnostic, pentru că o bună perioadă de timp a încercat, a făcut eforturi să-l înțeleagă, să-l ajute, să-l susțină, să compenseze și nu și-a dat seama că e vorba despre o problemă emoțională, ci credea permanent că este lipsă de voință, că sunt capricii. Cu siguranță cred că e o ușurare pentru prietena noastră și pentru întreaga familie, pentru că tulburarea bipolară seamănă foarte tare cu diabetul și tot la din ce punct de vedere? Vorbim de capacitatea creierului de a-și menține echilibrul cantității de neurotransmițători, așa cum în diabet vorbim de o incapacitate a organismului de a ține nivelul de zahăr în sânge la un nivel constant, așa vorbim în tulburarea bipolară de o incapacitate a creierului de a ține substanțele care leagă neuronii între ei într-un echilibru. Și atunci aceste persoane pot să aibă perioade de timp în care neurotransmițătorii scad foarte mult în întregimea creierului și atunci avem simptomele de depresie extrem de accentuate și perioade în care aceste substanțe din creier încep să crească și în funcție de cât de mult cresc,
persoana poate să devină doar ușor agitată sau ușor în priză. Vorbim de persoane care pot să vorbească mult și doar cei apropiați poate să-și dea seama că e ceva în neregulă cu ei, până la marile episoade maniacale în care persoana poate să creadă că, nu știu, are o putere religioasă deosebită sau că este înzestrat cu puteri speciale sau că poate să prezică viitorul sau o grămadă de lucruri care pot fi uneori foarte departe de realitate. Vreau să le spun telespectatorilor noștri, suntem în direct cu dumneavoastră în această seară. Numărul nostru de telefon 0751 400 300 este la dispoziția dumneavoastră. Dacă vă confruntați cu anumite dificultăți, anumiți membri ai familiei, prieteni, cei apropiați, știu eu, au o anumită problemă ce ține de zona aceasta a psihiatriei, ce ține de spectrul acesta bipolar, puteți să ne adresați întrebări. Doamna Gabriela Bondoc, medic-psihiatru, este împreună cu noi și vă poate răspunde la întrebările dumneavoastră. 0751 400 300. Așteptăm întrebările și comentariile dumneavoastră. Așadar, haideți să am înțeles. Tulburarea bipolară vorbește despre stări antagonice chiar, da? Starea aceasta de tristețe profundă, pe care o numim depresie, dar și starea maniacală cu o hiperenergie și cu un tonus excepțional care poate decurge, așa cum ați amintit. Vorbesc des ca și cauză. Ce anume generează problema aceasta a neurotransmițătorilor? Dar cum se ajunge aici? Influențează omul în vreun fel? Vorbim despre o cauză genetică? Așa s-a născut acea persoană? Când își poate da seama? Din păcate, influența genetică în tulburarea bipolară este preponderentă sau predominantă ca și cauză. Vorbim de o afecțiune cu care, din păcate, persoana s-a născut. Vorbim de niște mici defecte genetice care s-au aglomerat sau s-au unit în genetica unei persoane anume, pentru că de foarte multe ori persoanele îmi spun, dar eu n-am pe nimeni în familie cu tulburarea asta. Ok, tot ce se poate, dar un pic de la bunica, un pic de la bunicul celălalt și din păcate persoana ajunge să își dea seama că are o tulburare bipolară abia în viața adultă. Pentru că vorbim de un defect genetic foarte mic și atunci vorbeam mai de mult de această metaforă a podului, din păcate se aplică și în tulburarea bipolară. Imaginați-vă că aceste gene ale noastre construiesc pentru noi podul care suntem. Da? E ca un plan ingineresc pentru podul care suntem. Și acest pod are doar un mic infinitezimal defect genetic, în așa fel încât pe el poate să treacă mașinile copilăriei, camioanele școlii, dar pe măsură ce... Ce semnale sunt în această perioadă timpurie? Uneori da, dar de cele mai multe ori nu. Vorbim de o funcționare perfect normală la școală, nu e necesar să aibă, nu știu, mai multă anxietate sau mai multă depresie în perioada liceului, din potrivă. Vorbim de oameni foarte creativi, de obicei vorbim de persoane cu nivel mare de inteligență care sunt extrem de vivace și de obicei sunt preocupați de aspecte artistice care merg foarte bine la școală. Din păcate însă acest pod ține până la primele mari greutăți, care poate să însemne prima sesiune, prima dezamăgire în dragoste, primul mare eșec, poate n-a luat în primul an la facultate. Și în momentul ăla, podul deja fragilizat de trecerile repetate peste el, se poate rupe și avem un prim episod. Care poate să fie, de cele mai multe ori, un prim episod depresiv și atunci persoana va afla că are tulburare bipolară abia mulți ani mai târziu, când va apărea și un prim episod maniacal. Sau va avea un episod maniacal și atunci diagnosticul este cert. În condițiile în care apelează la un specialist. Cu siguranță. Că... Acum, e adevărat, însă că de mult se poate întâmpla să nu apeleze la un specialist, dar în general episoadele depresive și mai ales cele maniacale majore, da? Vorbim de manie și de hipomanie, poate să am timp să vă explic mai târziu, atrag destul de mult atenția, e foarte greu de imaginat că cineva zace în pat fără energie să se mai trezească și nimeni nu se gândește să meargă cu el la un medic. Deci,
În general, persoanele realizează că s-a întâmplat ceva cu ele și apelează la un specialist. Nu întotdeauna însă diagnosticul este pus corect, pentru că dacă ai un singur episod depresiv, specialiștii se vor gândi să trateze acel episod depresiv. Doar depresiv. Rare ori vor căuta sau își vor pune problema ok, poate să fie o depresie simplă sau o depresie din tulburarea bipolară. Avem și câteva imagini care definesc mai bine ceea ce înseamnă tulburarea bipolară. Îi rog pe colegii din regie să ne ofere aceste cartoane grafice pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă, să fixeze informația, este deosebit de importantă. Așadar, tulburarea bipolară, înțeleg, este numită și depresie maniacală, este o condiție medicală care determină schimbări extreme de dispoziție. Persoanele pot fi foarte fericite o perioadă și mai apoi să se confunde în depresie sau în tristețe adâncă. Spuneați că de multe ori debutează cu depresia. Dacă îmi permiteți să fac o mică paranteză, pentru a nu se înțelege greșit, da, în trecut se vorbea de tulburarea maniaco-depresivă. Din păcate, însă, termenul maniac a devenit oarecum peiorativ și aș vrea cumva să atrag atenția telespectatorilor că nu există nicio legătură între o persoană, nu știu, maniacă ca în foarte rău, nu știu, violent, extrem, dispus să facă rău oamenilor, și episodul maniacal de care vorbim. Asta ca o... Și din acest motiv cumva s-a trecut la acest termen mult mai frumos de tulburare bipolară, pentru că vorbim de doi poli, polul maniacal și polul depresiv. Și o a doua notare pe care vroiam să o fac este faptul că oamenii nu trec din episoade de fericire sau de iritabilitate direct neapărat într-un episod depresiv. Pentru că foarte mulți oameni își imaginează că dacă nu există această trecere directă dintr-o stare într-alta, nu vorbim este de tulburare bipolară. Nu. Episoadele pot fi separate uneori de 10 ani. Nu vorbim deci de chiar o perioadă foarte lungă. Foarte lungă, da. Și din acest motiv, diagnosticul se poate pune doar analizând întreg spectrul vieții. Mulțumim pentru mențiuni. A doua imagine grafică, haideți să definim puțin simptomele în episodul depresiv. Da. Să vedem ce se întâmplă acolo și chiar vă rog să comentați acolo unde simțiți că este nevoie. Schimbări de dispoziție, sentimente de tristețe, apatie, anxietate, frică fără motiv obiectiv, stare de tensiune permanentă, stări de iritabilitate, agitație sau letargie, senzația de neputință pe toate planurile și schimbări la nivel energetic, oboseală cronică. Deci vorbim de stări de dispoziție. Vorbim de stări de dispoziție și aici, pentru a putea diagnostica un episod depresiv, vorbim de această stare de tristețe cu oboseală, dar care este necesar să dureze 2 săptămâni. Marea majoritatea oamenilor se grăbesc să-și pună diagnosticul de depresie după 2 zile în care se simt nu știu, inexplicabil de triști sau inexplicabil de obosiți. În episoadele depresive din tulburarea bipolară, fără să fie neapărat o obligație să fie așa, există tot spectrul tulburărilor depresive, dar frecvent persoana este atât de obosită și atât de letargică încât uneori nu are energie nici să meargă până la baie. Persoana se poate deci simți nu ca doar și... că nu mai are dispoziția să plece la muncă. Nu. Vorbim de o dificultate de a merge, de o dificultate de a trăi, totul pare înfiorător de extenuant și nu vorbim, cum spuneați în cazul prietenei de dumneavoastră, de un moft sau de un răsfăț. Și cu siguranță nu vorbim de lene. Vorbim de o chestiune extrem de limpede biologică și care, din păcate, netratată, poate duce la idei de suicid și la suicid pus în act. Vorbim de o afecțiune care realmente obligatoriu trebuie tratată într-o formă sau alta. Simptomele în episodul depresiv, la nivelul gândirii și comportamentului, cea de-a treia imagine grafică, pierderea sensului vital, adoptă o atitudine de genul ce rost mai are, atitudine negativă față de sine, cu autoblamare, nu se mai angajează în activități care în trecut ofereau plăcere, se consideră pe sine un eșec și poate apărea chiar și teama excesivă de a dobândi diferite boli, ipohondria.
Cu siguranță toate lucrurile astea pot să apară în episodul depresiv. În general însă, partea asta de neliniște, de îngrijorare, care este poate mult mai tipică în alte tipuri de depresie, aici este înlocuită uneori de o stare de gol, de o stare de minte care nu mai are energia nici măcar să gândească. Sigur că nu se ajunge acolo de azi pe mâine. De azi pe mâine. Vorbim de o coborâre în trepte, care trece printr-o perioadă de îngrijorare, însă în apogeul episodului depresiv, de multe ori, o persoană este ca și cum ar fi bolnavă de o boală foarte severă fizică, nu mai are energie, nu mai gândește, abia reușește să se miște într-un loc într-altul. Următoarea imagine grafică, tulburări de somn. Adorme greu, se trezește în timpul nopții, tulburări de apetit, în alt plan, scade capacitatea de concentrare, memorare, devine inactiv. Iată câteva lucruri care pot fi întâlnite la nivel comportamental sau la nivelul acesta. Mă bucur cumva că ați pomenit de aceste simptome, pentru că dacă remarcați, țin de ceea ce noi putem să definim ca și bioritm. Somnul, apetitul, energia, concentrarea sunt aspecte ale funcționării ființei umane care nu sunt constante pe parcursul zilei, ci au o ciclicitate de 24 de ore. Și atunci există un anumit, pentru telespectatori să le explicăm un pic, există o perioadă în care ne e mai ușor să adormim, o perioadă în care ne este mult mai foame decât în alte perioade ale zilei, și perioade în care ne putem concentra mai bine decât în alte momente ale zilei. Toate aceste funcții cognitive, ca și funcțiile fiecarei celule, au o ciclicitate de 24 de ore și pentru descoperirea motivației biologice a acestui bioritm celular de 24 de ore, anul trecut s-a decernat premiul Nobel în medicină. Pentru tulburarea bipolară, toate aceste aspecte de care pomeneați foarte bine mai devreme, legate de ce se strică în episodul depresiv, scot la iveală importanța pe care bioritmul o are în viața unui om. Dacă se strică ceasul apetitului, dacă se strică ceasul somnului, dacă se strică ceasul intern al concentrării, persoana suferă și poate ajunge să sufere sub forma unei depresii. Spuneți că dacă se strică toate acestea la persoana bipolară sau la orice persoană? Mă bucur că ați întrebat asta. Nu, e vorba de dacă stricăm acest ceas la orice persoană, avem suferințe emoționale. Și aici toți știm ce înseamnă să lucrezi ture de noapte, toți știm ce înseamnă să schimbi câteva fusuri orare, da, 3, 4, 5, 6, 7 și atunci deja, atunci când ajungi acolo ești mai nervos, mai iritabil, nu poți să dormi, pentru că se are loc o inversare a ceasului biologic, dar la persoanele cu tulburare bipolară și la persoanele cu tulburări emoționale în general, acest ceas biologic intern, din motivele genetice de care vă spuneam, e defect. Și atunci sunt mult mai sensibile la schimbările uzuale în rutina zilnică. Și o să vă spun despre importanța acestui aspect în tratament. Eu mă gândesc, din moment ce e o problemă, poate fi un avantaj la un moment dacă lucrurile se reglează. Pentru că știm asta, e un mare avantaj. Da. Vom trece și la faza maniacală, dar haideți să răspundem la câteva dintre întrebările telespectatorilor noștri. 0751 400 300, numărul la care puteți trimite întrebări. Există cazuri în care un pacient cu tulburare bipolară să necesite internare într-un ospiciu, adică să devină un pericol pentru societate? Acum, da, există posibilitatea ca persoanele cu tulburare bipolară să necesite internarea într-un spital. Nu e, zice, ospiciu. Nu știu dacă mai există așa ceva. Da, ceea ce îmi dau seama, întrebarea se referă nu doar la asta, a fi spitalizat o perioadă, ci pur și simplu a fi oarecum într-un centru asistat permanent. Nu, în general nu.
Dacă există cazuri rarisime în care tratamentul sau orice formă de tratament medicamentos nu dă niciun fel rezultate, persoana cel mai probabil va fi într-o stare mixtă cu simptome maniacale amestecate cu cele depresive. N-aș zice că vreo persoană bipolară poate să necesite spitalizare permanentă. Dar poate prezenta un pericol sau poate să devină un pericol și eu aș spune aici nu pentru societate, ci pentru mediul lui apropiat. Când simptomele episodului maniacal ating o anumită intensitate și o anumită gravitate, persoana poate să fie mai puțin în contact cu realitatea sau convinsă că oamenii din jur îi vor răul și atunci, da, poate să devină agresiv. Plus că persoanele în manie sunt din cauza cantității extrem de mari de neurotransmițători la nivel cerebral, foarte certărețe. Foarte, foarte ușor de enervat. De ce? Pentru că în comparație cu felul în care se mișcă creierul lor, noi toți suntem niște melci. Și atunci sigur că se cam enervează pe noi. Orice spunem poate să irite, pentru că nu le confirmă senzația de grandoare de care uneori poate să sufere în episodul maniacal. Grandoarea e convingerea că ești mai presus de alții. Dar aceste simptome de nervozitate, de uneori care pot duce într-adevăr și la violență, vorbim de cazuri rare la persoane foarte grav bolnave, exclusiv în timpul acelui episod. După 2 săptămâni, 3 de tratament, persoana va fi așa cum o știați. După de tratament, dar dacă nu, este supus de tratament. În cazuri rarisime, un episod maniacal se termină de la sine, pentru că creierul la un moment dat se arde din cauza excesului de neurotransmițători. Practic, creierul obosește de atâta... Se epuizează. Dar nu ne dorim să îi lăsăm pe cei dragi atât de mult netratați. Și da, în acele episoade, da, o să vorbim la episodul maniacal, îi rog pe telespectator să-și ducă ruda bolnavă la spital, chiar dacă în momentul respectiv vor fi nervoși și foarte supărați pe ei. Le vor mulțumi mai târziu. O întrebare. Soțul meu este bipolar. Obligatoriu a transmis și copiilor mei această boală? Ei sunt încă mici. Grea întrebare. Impactul genetic nu poate fi estimat. El este estimat, din păcate, de măsurători la nivel statistic, care și cred că pot să însemne... Telespectatoarea noastră întreabă și ce spune statistica. Atunci când ai în familie un părinte, șansele cu cât sunt mai mari? Aș zice cu vreo 15-20% pentru orice tulburare psihică în general. Asta înseamnă că copilul va avea tendința să fie un picuț mai sensibil față de stresori decât alți copii sau alți adulți și da, pot fi prevenite lucrurile astea printr-o viață foarte calmă, foarte liniștită, cu rutină, ceea ce de fapt facem tuturor copiilor. La toți avem grijă să doarmă, să mănânce, să meargă la școală. Eu acum mă gândesc și la partea comportamentală. Nu este doar partea genetică, ci și ideea de model. Are vreun impact? Nu. Copiii ar fi bine să le... și copiii înțeleg foarte bine, așa cum înțeleg că noi suntem incapabili să avem grijă de ei dacă avem o pneumonie, pentru că stăm în pat. La fel de bine pot să înțeleagă că avem o altfel de pneumonie la un alt organ, nu e plămânul, e creierul, e tot un organ. Și în perioadele de manie, tati e bolnav, îl tratăm, se face bine, nu te teme, e doar o perioadă. Deci este cea mai înțeleaptă abordare? Da, nu avem niciun motiv. Dacă am scoate persoanele cu tulburare bipolară din viața noastră, Anglia ar fi pierdut războiul, cel de-al doilea război mondial. Churchill a avut tulburare bipolară și a reușit să treacă și Anglia și Europa prin... Este un bun exemplu. Haideți să definim, să conturăm puțin și ce se întâmplă în acest episod maniacal. Vă rog, imaginea, cartonul grafic al cincilea. Nivelul energetic și comportamental, ce se întâmplă din această perspectivă, hiperactivitate care duce sau poate duce la epuizare fizică, energie în exces și tulburări de somn, doarme puțin, 3-4 ore pe noapte,
este ușor de distras, se angajează în activități pe care nu le finalizează, poate provoca deranj social celor din jur, apetit foarte crescut, poate să facă, spre exemplu, cumpărături iraționale în neconcordanță cu posibilitățile financiare, vorbește repede și iarăși este acea experiență a gândurilor care se succed în mod accelerat. E un tablou excelent. Felicitări! Da, persoana din cauza excesului de neurotransmițător, după cum vă spuneam, vreau ca telespectatorii să-și imagineze creierul ca pe o fabrică, ca pe o uzină electrică. Și în manie sau în hipomanie, hipomania este un deranjament mai mic, de mai mică intensitate. Imaginați-vă că această uzină electrică, care în mod obișnuit se aprinde pe rând, în funcție de ce zonă din creier folosim, se aprinde toată în același timp, odată, și devine din ce în ce mai fierbinte, pentru că toate circuitele din creier sunt funcționale și active în același timp. Și atunci persoana, sigur că are o viteză a gândurilor foarte mare și senzația asta de totul se învârte foarte, foarte repede în capul meu este unul dintre lucrurile cele mai frecvent menționate de pacienți. Din acest motiv și vorbesc foarte repede și sunt foarte greu de întrerupt, pentru că până când apucă să-și termine fraza, mintea lor provoacă alte gânduri și alte gânduri. Sigur că aceste gânduri se traduc în într-un exces de planuri, în exces de incapacitate de a cântări cu atenție consecințele faptelor sale, și pe măsură ce această uzină electrică devine din ce în ce mai fierbinte, contactul cu realitatea se pierde. Da, la nivelul gândirii se observă și creativitate multă, așa cum spuneați, dacă este fabrica toată într-o dinamică. Consideră că opiniile lor sunt deosebit de importante, este exagerat de optimist, are planuri mărețe, nu simte pericolul, prezintă idei de persecuție sau poate prezenta incapacitate de introspecție reală, nu observă schimbările în propriul comportament și în stilul de viață. Ceea ce îmi dau seama, nu realizează aceste treceri. Cel mai adesea nu realizează, realizează abia după ce episodul se stinge, pentru că mai ales atunci când cantitatea este foarte mare, apare ceea ce se numește un exces de dopamină. Dopamina e o substanță de care avem mare nevoie ca să funcționăm, însă în exces ne depărtează de contactul cu realitatea, ne împiedică să ne mai auto-observăm și să ne autoregulăm. Și atunci, din păcate, o persoană este cu atât mai bolnavă cu cât este mai convinsă că este perfect sănătoasă. Asta în general. Și o persoană care nu se îndoiește de sine nu are cum să fie nici în contact cu realitatea și nici foarte sănătoasă. Dar în episodul maniacal, persoana se îndoiește foarte puțin de sine și da, nu are cum să se autoregleze singură decât în primele câteva zile ale episodului. Pe măsură ce episodul este lăsat să evolueze, persoana va fi din ce în ce mai puțin capabilă să înțeleagă că este ceva în neregulă cu ea, și aici intervin partenerii de viață, părinții și, din păcate, uneori chiar și copiii. Da, deci persoanele responsabile din jur. Într-un episod hipomaniacal, acel episod maniacal mai mic, doar persoanele foarte apropiate pot observa că este ceva în neregulă. Altfel, sigur, angajatul poate observa că șeful este mai nervos ca de obicei, vorbește mai mult sau gesticulează mai mult ca de obicei, dar o să spună, da, punem pe seama lucrurilor externe. Da. Dar soția, când el vorbește neîntrerupt și se mișcă prin casă și hotărăște să facă 3 împrumuturi pentru că par absolut necesare, sau hai să îmi dau demisia ca să mă apuc de o afacere genială a cărei idee mi-a venit azi noapte, poate la început nu o să-și dea seama, dar a doua oară o să-și dea seama ce se întâmplă. Da, aș vrea să răspundem și la alte întrebări și apoi să vedem ce se poate face, pentru că
ați descris ceea ce înseamnă. Vă rog mult, cum se tratează depresia în cazul în care persoana nu se poate acomoda când s-a făcut o schimbare de locuință? Aici vorbim doar despre depresie. Nu știu ce să zic. Pentru că vorbeam de tulburarea bipolară, persoanele cu tulburare bipolară și depresie suferă foarte tare când se schimbă rutina, inclusiv la aceste schimbări unor firești de locuință. Ca să-i răspund însă telespectatorii în mod direct, poate că este nevoie să înțelegem exact ce se întâmplă la nivel psihologic și cea mai bună abordare ar fi să apeleze cu încredere la câteva ședințe de psihoterapie ca să înțeleagă exact cu ce anume nu se poate acomoda și ce tip de roluri sunt luate în calcul în acea tranziție. Pentru că vorbim de niște schimbări pe care dacă nu te poți acomoda, înseamnă că ele au în spate și anumite așteptări despre viață, anumite roluri atașate, poate vechi case, noi case, lucruri care trebuie înțelese și găsită soluția pentru tranziție. Când spuneați despre ședințe terapeutice, vă refereați la persoana care are depresie sau la cea care încearcă să o acomodeze la mediul nou? Nu, vorbeam de persoana care are depresie și care are nevoie să înțeleagă ce este exact în scenă, în dificultatea ei legată de mutare. Mă întreb aici altceva și este și despre persoana cu tulburare bipolară și depresivă. Cum convingi? Pentru că foarte mulți aparținători își doresc, ar da totul, ar da orice, să-l ducă pe cel cu tulburarea afectivă către un specialist, în speranța că viața lor va fi mai echilibrată. Dar parcă nu știu cum să facă acești pași. Acum, persoanele care sunt în depresie, e nevoie să înțeleagă că depresia în sine e o afecțiune și așa cum nu stăm cu o carie netratată în gură și mergem până la urmă la stomatolog, chiar dacă la început încercăm să amânăm sau ne gândim că poate ne trece luând un algocalmin, cam așa și în tulburarea depresivă, cu răbdare și cu tact putem să îi ajutăm pe cei dragi să-și dea seama că pot avea o altfel de viață, o viață mai bună, dar sigur că pentru asta trebuie să înțeleagă că apelarea la un psiholog nu înseamnă slăbiciune, nu înseamnă defect propriu, ci este, pentru că la fel ar însemna eu am un defect dacă apelez la stomatolog. Ok, e ceva firesc, mă duc la stomatolog. Sufletul e tot o parte din noi. Da, dar așa cum dumneavoastră știți mai bine decât noi, când e vorba despre partea aceasta de psihic, imediat parcă purtăm un stigmat atunci când ne ducem către, și spuneați despre a merge către un psihoterapeut, vom discuta imediat și despre cine are nevoie, de cine are nevoie persoana cu tulburare bipolară, dar mai există o reținere. Voi ajunge acolo, ce văd? Chiar am cunoscut o persoană care și-a dus fiul deja adult la psihiatrie într-o fază depresivă și când a văzut ce este în jurul lui, imediat s-a asociat cu acei oameni și a spus: eu nu sunt ca ei, de ce m-ați adus aici? Sau urmează un tratament prin care devine legumă. Acestea sunt câteva dintre, știu eu, reținerile. Eu sunt mai sănătos decât ei, n-am nevoie de ceea ce au ei. Acum, nu știu unde a mers prietena noastră cu fiul. Recomandarea mea este să meargă într-o clinică firească, unde oamenii nu sunt internați. Sigur că atunci când mergi într-un spital, chiar deci, și dacă mergi la un consult, deci o să nu vezi. A merge grave într-un spital de psihiatrie, într-o clinică din aceasta cu paturi, cu internare în psihiatrie, poate nu este cea mai bună abordare. Nu. Spitalizarea este rezervată persoanelor cu afecțiuni grave și nu văd de ce ne-am duce să ne consultăm
într-un spital. Aceiași medici de obicei pot fi găsiți și în cabinetele lor private sau în clinici și când mergi într-o clinică sunt rar șanse să întâlnești pe cineva, dar minte să te gândești, ok, în ce fel este persoana de lângă mine mai rău sau mai bine ca mine. Legat de stigmatizare, într-o emisiune anterioară vă povesteam cumva că vorbim de șansa de aproape unul din două persoane să aibă nevoie. Și atunci, sigur că când vorbim de o astfel de frecvență, nu prea mai putem vorbi despre stigmatizare. Nu poate mâna dreaptă să-i spună stângii, dragă, ești un pic cam încurcată în corpul ăsta, pentru că o persoană din două, o jumătate nu poate stigmatiza cealaltă jumătate. Stigmatizarea de obicei este rezervată unei minorități dintr-o populație. Deja când acea minoritate nu mai este în minoritate, comportamentele se normalizează și sunt acceptate mai ușor de societate. Așa s-a întâmplat și în Statele Unite, așa s-a întâmplat și în Europa de Vest și sigur că încet, încet se va obișnui și românul cu mersul la psiholog. Doamna Maria ne spune, am toate simptomele despre care vorbiți în emisiune. Trebuie să-i spunem telespectatoarei noastre, cam așa se întâmplă și cu manualele de psihiatrie. Când încep să le citești, parcă ai câte ceva din fiecare. Deci e... Însă telespectatoarea noastră ne întreabă, ce aș putea face? Sunt foarte stresată, nervoasă, nu dorm noaptea, mă trezesc de multe ori pe noapte, ce ar trebui să fac? Acum, pare de-a dreptul firesc, având în vedere lucrurile pe care le discutăm, haideți să cereți o părere a unui specialist. Vă promit că psihiatrii din ziua de astăzi nu mai privesc persoana suferindă ca pe o persoană defectă, ci doar de o persoană care trebuie să se lămurească exact ce se întâmplă cu ea. Poate să fie ca și cauză orice, de la o suferință sau un necaz care s-a întâmplat doamnei și cu care are dificultăți în a-l înțelege, accepta sau digera, cum se spune, sau, sigur, o suferință mai gravă, unde aspectele biologice sunt foarte importante și unde există și necesitatea unui tratament medicamentos. Dar, iarăși, din păcate... consult. Asta de consult. Vorbă cu un specialist, înțeleg, și așa cum bine menționam, poate nu acolo la grămadă unde ne înflorăm de ceea ce se vede, ci acolo unde putem sta de vorbă cu cineva. Cabinetul și psihiatric ar trebui să fie ca o mică cameră de hotel, ca un mini-hotel sau ca sufrageria unui prieten drag, un loc elegant cu fotolii, cu canapele, unde omul se simtă binevenit și cu un specialist prietenos cu care stă de vorbă și care realmente să încerce să înțeleagă ce se întâmplă cu acea persoană. Mai sunt câteva întrebări la care vom răspunde chiar în ultimele minute. Ceea ce îmi doresc foarte mult este să discutăm acum despre ceea ce înseamnă abordarea persoanei cu tulburare bipolară, ceea ce propune clinica HOPE, navigând între poli. Ce pot face aceste persoane? Pot, dacă am un partener de viață cu tulburare bipolară, să ajungă la faza aceea de echilibru, de stabilitate, să mă simt confortabil, să nu-mi fie groază că mai vine fie o etapă sau fie un episod, fie celălalt, și dacă da, ce se poate face? Cum este abordată? Mi-am dorit foarte tare să reușim să aducem în țară toate metodele bune, necesare pentru un tratament așa cum trebuie pentru tulburarea bipolară și navigând între poli e un astfel de program în care realmente am adunat cele mai bune abordări la nivel mondial și cred că suntem singura clinică, o să sune maniacal, o să sune grandios, dar suntem singura clinică din lume care le implementează pe toate. Avem, ca să răspund la întrebare, da, acea persoană, pentru soțul sau soția ei, poate să vină la noi în clinică și va începe cu un consult. Psihiatrul va evalua istoricul, va înțelege exact unde se află persoana, va ajusta cel mai probabil tratamentul medicamentos. Este necesar un tratament medicamentos. Diabetul se tratează cu insulină. Dar spuneți-mi, doar în perioadele depresive sau maniacale, sau e vorba de un tratament care, să spunem, normalizează neurotransmițătorii și îl ține
Cred că oamenii care ne-au ascultat și care au preluat metafora cu insulina ca și sau cu tratamentul medicamentos în diabet vor avea deja răspunsul. Diabetul nu-l tratezi doar când crește sau îți cade glicemia, ci în fiecare zi, ca să previi alunecările în sus sau în jos. Același rol îl are tratamentul medicamentos în tulburarea bipolară, menține neurotransmițătorii într-un nivel nici prea jos, nici prea sus, în așa fel încât să poți să-mi văd liniștit de viață. Sigur că dacă, din păcate, alunec în ciuda tratamentului într-un episod sau altul, lucru care se întâmplă foarte rar dacă tratamentul e bine condus, vor mai fi ajustări de tratament. Dar rolul psihiatrului în tulburarea bipolară este să găsească împreună cu pacientul acele tratamente care asigură un echilibru și foarte bun, o viață firească. Tratamentele medicamentoase moderne sunt departe de a mai face persoana legumă. Chiar insist foarte mult că oamenii să înțeleagă că perioada legumicolă, nu știu cum să-i spun, s-a terminat de mult și tratamentele moderne se străduiesc optimizează funcționarea și nici de cum nu îl transformă. Și vorbim de un echilibru foarte bun pe care persoana poate să-l aibă cu un tratament medicamentos. Și atunci ce metode mai sunt necesare? Din moment ce neurotransmițătorii sunt în echilibru, ce mai este necesar? Din păcate însă creierul, noi știm despre creierul nostru nu atât de multe și tulburarea bipolară o fie o tulburare biologică, dar nu este biologică 100%, cum sufletul nostru nu este doar carne 100%, este și ceva deasupra. Și atunci avem nevoie pentru acel ceva deasupra de o abordare psihologică. Abordarea psihologică există și în schizofrenie, vorbeam mai de mult. Acum, abordarea psihologică în tulburarea bipolară este o parte esențială, aș zice un 40% față de 60%. Ce se întâmplă? Însă abordarea psihologică terapia din programul Navigând între poli are două aspecte foarte importante. Prima ține de omul are nevoie să-și cunoască boala, să știe ce se întâmplă cu el, să știe cum să prevină un episod depresiv, cum să prevină un episod maniacal. Acea prevenire este individuală. Ceva mă când face. Când spune să prevină, anticipează oarecum, simte primele semnale și știe ce să facă? Sunt două aspecte aici. Simte primele semnale și știe ce să facă și facem împreună cu pacientul un plan de urgență și doi, știe ce tip de situații ar putea să-l bage în manie sau în depresie, să facă această alunecare către manie sau depresie, pentru că sunt pentru fiecare persoană acel tip de situație particular. Dar dați așa două exemple. Ce anume ar putea determina? Vorbim tot de stres în principiu. Cu siguranță. Noi avem acest program de psihoeducație în programul Navigând între poli și persoana, nu numai persoana, dar și membrii familiei vin timp de 12 săptămâni la curs și învață toate aceste lucruri și află la curs cum, de exemplu, o persoană cu tulburare bipolară, când merge la un botez, va trebui să aibă grijă să nu meargă duminica. De ce? Pentru că va avea nevoie să aibă grijă foarte mult de acel bioritm de care vă vorbeam mai devreme și să se odihnească duminică pentru a merge luni odihnit la muncă. Altfel, acea uzină electrică de care vă povesteam se va aprinde toată noaptea la botez, va fi aprinsă la muncă și acest exces de aprindere îl poate determina pe pacientul bipolar să alunece spre manie. O persoană cu tulburare bipolară, când trece printr-o tristețe adâncă, nu știu, moartea cuiva sau boala cuiva, va trebui să aibă grijă să-și crească cantitatea de ieșit din casă, să nu jelească în casă, să aibă grijă să doarmă, chiar dacă înseamnă câteva zile de somnifere adăugate peste tratamentul obișnuit, pentru că există riscul ca doliul obișnuit, firesc, normal, natural, la el să alunece înspre depresie. Trebuie doar să învețe ce să fac într-o suită de situații firești, normale, așa cum o persoană cu diabet, că tot
am folosit metafora asta, învață ce să mănânce la o masă, ce să nu mănânce, cum să-și calculeze aproape mental caloriile și cantitatea de carbohidrați ca să evite o criză hipo- sau hiperglicemică. Așadar, oamenii cu tulburare bipolară până la urmă pot duce o viață aproape. Nu. Persoanele cu tulburare bipolară ajung să ducă o viață perfect normală. Dacă își dau tratament și au tratamentul medicamentos așa cum este, știu despre boala lor tot ce este și am reușit și să... Și păstrează acest biorit de 24 de ore. Am adus în țară singura formă de psihoterapie special creată de psihologi americani pentru managementul tulburării bipolare. Persoanele pot veni la psihoterapie individuală și află acele nuanțe și cum să-și regleze viața, să-și adapteze rutina, să treacă, să-și facă tranzițiile din viață frumos și mai lin, dar pot avea o viață nu aproape normală, ci perfect normală. Și cum este experiența celor de lângă ei? Să ai un partener cu o tulburare bipolară este solicitant în contextul în care, să spunem, are parte de psihoterapie, are parte de medicație. Cu ce are după nevoie ce să fie ajutat? Persoana trece prin tot sau participă la tot programul Navigând între poli, partenerul de viață va avea și el nevoie să știe câteva sfaturi minime ce să facă pentru a evita un episod depresiv sau maniacal. Dar la un moment dat lucrurile astea, care poate sunt ciudate la început, să ai grijă ca partenerul să doarmă sau să ai grijă dacă a făcut sau nu sport, să adoptați împreună o rutină frumoasă, sănătoasă. N-aș zice că este ceva care este nesănătos în general, ci este ceva ce valorizăm cu toții. Este benefic și pentru persoana care exact. Funcționează în principiu, în general, la parametrii optimi. Haideți să răspundem pe scurt și la ultimele întrebări venite. Este vreo apropiere între bipolar și psihopatie? Nu. Asta este cel mai scurt răspuns al zilei. Psihopatia, dacă intuiesc la ce se referă persoana, vorbim de oameni mai degrabă cu așa-numitele trăsături sociopate, în care există o tendință naturală născută de a face rău și o lipsă de moralitate și o lipsă de empatie. Psihopatia, în termenul ei corect psihiatric, înseamnă o tulburare de personalitate și aici persoanele cu tulburare bipolară pot să aibă orice tip de personalitate. Sigur că personalitățile instabile, cum sunt personalitățile borderline, sunt mai frecvent asociate cu persoana cu tulburare bipolară, dar persoanele cu tulburare bipolară pot să aibă la bază orice tip de personalitate, nu are legătură. Următoarea întrebare. Fetița mea spune că aude vorbindu-i se, îi vorbește capul. A avut mai multe dezamăgiri, plânge într-una. Cum poate fi ajutată, către ce poate fi îndrumată? Exceptând copiii până în 7-8 anișori, auzitul de voce este ceva foarte serios și nu este în niciun fel de înțeles. Este un simptom psihotic care înseamnă o formă gravă de depresie, cel puțin. Spuneați de dezamăgiri multiple și de plâns. Și este neapărat necesar de mers la un consult și instituit rapid o formă de tratament. Singurătatea poate duce la depresie? Da. Izolarea socială. Din păcate, ființele umane au fost create de Dumnezeu să se ajute una pe alta și să caute sprijin în cealaltă ființă umană de lângă el. Noi nu suntem meniți să trăim singuri și individualismul, și anume pot și singur, nu înseamnă să pretindem de la noi să nu avem nevoie de nimeni. Așa că avem nevoie de oameni și, din păcate, da, singurătate
Dar la o persoană dificilă, care poate are o anumită vârstă, nu mai este nici cu părinții, nu mai are niciun partener, ce sugerați în aceste situații în care, să spun, condiția maritală presupune singurătatea? Cum să ne înconjurăm de oameni ca să nu mai fim singuri? Avem nevoie să apelăm la orice mijloace să găsim oameni în jurul nostru. Am bătrâni în tratament care au făcut o treabă excelentă și dacă mă ascultă, le spun pe această cale că sunt foarte mândră de ei. Persoane care au început să meargă în parc, unde s-au împrietenit cu alți oameni, care merg la biserică și s-au împrietenit cu alți oameni, care au mers în pelerinaje și s-au împrietenit cu alți oameni, care și-au făcut cont de Facebook și-au învățat să lucreze cu el. Și în București, din fericire, și s-ar putea ca și în alte orașe, există cluburi de seniori, cluburi destinate pensionarilor, unde se întâlnesc, unde merg la restaurante, unde uneori dansează, joacă diverse jocuri. Încet, încet, e nevoie de un pic de efort la început, dar încet, încet pot avea sunt o viață soluții pentru grozavă. A ne înconjura de oameni. Sufer de această boală, dar sunt pe cale de tratare. Mai au o doză foarte mică de tratament. Voi scăpa definitiv de aceasta? Depinde. Există un procent foarte, foarte mic de pacienți cu tulburare bipolară de tip 2 care cu un regim de viață extrem de rutinat, asta înseamnă aceeași oră de masă, aceeași oră de masă, aceeași oră de somn, aceeași oră de trezire, aceleași ore de ieșit din casă, pot să scape de tratament. Dar marea majoritate a pacienților cu tulburare bipolară nu. Și nu pentru că le lipsește lor voința sau, ci pur și simplu pentru că asta e dinamica. Sunt efecte adverse ale tratamentului? În alte planuri, știu eu, creează disconfort, afectează? Sau este doar acea dificultate de a avea grijă de tratament toată viața? Din păcate și nu există pastilă pe care putem să o luăm și care să nu aibă de niciun fel efecte adverse. Din păcate, biologi din toată lumea și firme de medicamente din toată lumea se străduiesc să inventeze noi și noi tratamente cu din ce în ce mai puține efecte adverse și există în tulburarea bipolară suficiente alternative medicamentoase în care efectele adverse să fie neimportante. Din păcate, nu putem ajunge la zero oricât de mult ne străduim. Nu aș zice că este de neglijat acea permanentă grijă de a-ți lua pastila. Însă, așa cum avem tot felul de lucruri pe care le facem zilnic, ne spălăm pe dinți zilnic, bem apă zilnic, la un moment dat ajunge într-o rutină absolut firească și am pacienți care n-au mai avut un episod nou de 10-12 ani. Ultima întrebare, probabil, la care reușim să răspundem. Se poate pune diagnosticul de tulburare bipolară și prin analize sau numai prin observarea comportamentului? Există și perioade de normalitate în care persoanele care sunt afectate de tulburare, există și perioade de normalitate în cazul acesta? Cu siguranță există perioade de normalitate. Persoana cu tulburare bipolară își petrece marea majoritate a vieții sale în aceste perioade de normalitate. Perioadele de boală durează câteva săptămâni, iar perioadele de hipomanie doar câteva zile, deci nu vorbim de o mare majoritate a vieții sub nicio formă. Va trebui să mă ajutați cu prima parte a întrebării. Dacă se fac analize sau doar comportamentul vorbește despre din pentru păcate, a pune diagnostic? În general, în psihiatrie, diagnosticul este unul observațional și nu există o analiză care să arate aceste... Să evalueze neurotransmițătorii? Nu, din păcate nu. Ceea ce putem să facem însă prin analize și facem întotdeauna este să eliminăm celelalte potențiale cauze de agitație sau de tristețe sau de lipsă de energie. Și asta poate presupune un diagnostic diferențial destul de amplu. Trebuie excluse tulburări tiroidiene, tulburări care afectează encefalopatii de tot felul, uneori infecțioase. Și atunci, sigur că orice psihiatru va face acest diagnostic diferențial și va elimina orice altă cauză care să justifice acele simptome.
Dragi telespectatori, suntem nevoiți să încheiem aici emisiunea noastră, deși ar mai fi fost alte întrebări chiar pe tema la care să răspundem, dar sper ca prin dialogul pe care l-am purtat să fi răspuns telespectatorilor noștri. A fost împreună cu noi în această seară medic, psihiatru și psihoterapeut Gabriela Bondov, manager general al Clinicii Hope. Mă bucur mult de ceea ce ați adus în România și de ceea ce faceți pentru persoanele cu tulburare bipolară. Cred că este un lucru extraordinar să știi că poți să aduci normalitatea și starea de bine în viața unor oameni care de altfel se confruntă cu dificultăți. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă. Nu uitați, viața e o provocare. Lăsați-vă provocați.